Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Băi, știți că există RCA de câine? RCA? Mă rog, ar trebui să fie RCC. Deci RCA e răspundere civilă auto. Și asta e RCA de câine. Da. Răspundere... Da, răspundere civilă de câine. Deci aparent există o lege, colegii de la ProTV. Ce, să mă, asigurare sau ce? Da, mă, RCA. Nu-i dă viața câinelui, e de... Nu, în cazul în care... Da, pe e ca la RCA, știi? Se plătește dauna la alilantul, cum ar veni. Aha. Deci nu e casco. Da, e o lege, ci că dacă ai câine mai zdravă în așa, proprietarii de câini din rase periculoase trebuie să le faci RCA de câine. Poți să le faci și casco? Nu, stai, că avem de discutat despre asta. Deci, este așa. Colegii de la știrile ProTV, cum ziceam, au cercetat și au găsit oferte. Pleacă de la 60 de euro și ajung la 200 de euro pe an. RCA de câine, 200 de euro. 200 de euro, cred că e pentru câine începător. Dacă e un câine mai bătrânel, așa, fără dinți, îi dă bonus malus bun de tot și poate de la an la an. Asta e, mă, nu, că 200 e asta cea mai scumpă. E scumpă, da. Deci cred că e pentru rasele cele mai aprige. Da. Am văzut că e la mod acum unul boier, boier bel. Cred că în România, Berbos, sigur, e pronunțat boier, că n-are... E din Africa de Sud? Boier bel. E din Africa de Sud? Ăla, mastiful ăla mare, da. E hrănit cu... Sud-african. Cu copii cruzi. Cum era... Negri. Da, asta e, na. Na, na. Să zici că în Africa de Sud ne luăm o amendă de nu să ne vedem. Nu ne luăm, că n-am zis. Da. Băi, dar apropo de ce zicea Jaf, știi? Adică dacă există RCA de câine mare, n-ar trebui să existe, și casco de câine mic? Așa e. Mă gândesc. Că dacă ți-l înhață... Da, casco. Dacă, ți-l înhață, boier bulu. Da. Și nu doar, adică gândește-te la Chihuahua. Eu vreau să spun că am locuit odată cu într-o rulotă. Nu, pe Chihuahua nu ți-l asigură nimeni. Păi ia, tocmai asta este ideea. Plătește o primă mai mare, casco. Nu e prea mic, n-ai înțeles. Hai că și micul ăla trebuie să fie... Da. Măi, e și el un cățel acolo. Da, e adevărat. Eu am locuit într-o rulotă cu doi pensionari americani. Heterosexuali. Ai simțit ceva în privirea mea? Da, păi să precizăm. Da, la una din burse. M-au primit în rulota lor, am stat acolo două săptămâni cât era bursa și aveau, oricum era un spațiu evident foarte, foarte mic și aveau inclusiv singurul câine pe care și l-aș fi tot permite pentru spațiul respectiv, era un chihuahua. Și era un chihuahua crepitic. Adică... Chihuahua pitic. Un chihuahua pitic, cred că măsura 39-40, mai mult, nu? Aoleu. Cred că îl hrăneau cu mâncare de gupi. Trăia într-un pantof, de fapt. Da. Numai că era, băi, era foarte agresiv. Păi toți aia sunt agresivi. Da. Și mă lătra foarte... El nu putea să latre mai sus de gleznă. Asta era maximum ce putea. El cred că nici nu realiza cât de înalt ești. Asta, da. El te vedea undeva până la genunchi. Da, el lătra, nu, genunchi cred că e sus. Lătra la degetul meu mare. Mamă, da, cu... Deci rânjea dințișorii de 5 mm. Da, mă, fac ca toate visele, da. Înțelegi? Foarte pătimași. Și mie era groază, mă gândeam că dacă, Doamne ferește, se întâmplă să mă împiedic în rulotă și să cad peste el. A, le mai fac, nicio șansă. Bătrânilor le mai fac un preș la baie. Înțelegi? Și eram disperat. Și pentru astfel de situații, de exemplu, da, bravo. Un casco, nu? Bravo, da. Câine mic, le dai un... Casco mare. Casco mare, nu? Cam așa. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.